Ragazzi, voi vi occupate di bambini, io mi occupo di Antonucci. Vreau să te văd cum suferi. Fă-mi plăcerea asta, fă-o pentru mine. Aspetta. Înainte să mă omori, vreau să știu de ce n-a venit Don Tito. Să vorbim ca doi oameni de onoare. Pentru că tu nu ai onoare. Tu ai calcat omerta. Ai vorbit. Înțelege dracului că n-am trădat. Nu eu v-am adus carabinierii pe cap. Numai tu, eu, Don Tito și Fili știau că facem trafic cu prafuri. E vero? Da, și? Și atunci de unde au știut carabinierii unde să stea și să deschidă foc? De unde dracu să știu eu? Să mă trăznească Dumnezeu dacă știu? Tata n-a trădat pe nimeni, să moară toată familia mea dacă tata a trădat pe cineva! Da, e frumos. Da? Da. Dar de ce nu intri? Hai, ia uite acele dormitorul. Uite. Pleasmă. Cu nori frumos decât a patru. Mare. Perne multe. Acele avem și... și o baie. Cu bulbuci. Vrei să vezi. Lasă mai târziu surpriză. Hai, vină cu așa mai departe. Așa, uite acolo, ia. Ia uite, ia uite. Uite, în alea iese bulbuci. Așa, cilea mai departe. Avem altă pleasmă. Șampanie. Cu pahare frumos la rece. Place? Da, e frumos, îmi place. Tente mi-a dat? Da, ce-ai? A? E lux așa, nu? Luxul, da. Luxului. Da. Și avem o mică și muzică. Vrei să spun muzică? Da? Da. Este. Aveți acte? Tot, tot, tot. Chiar sunteți polițist? Sunt procuror. Dom'le, ne confundăm cu o greșeală din aia, de igloare de aia vicioasă. Înțelegeți? Nu înțeleg. De ce? Pentru că eu sunt un om bolnav cu organele interne și căutam un spital. Eu nu știu de ce am nemerit la poliție. Domnule, aici nu este un spital, este o secție de poliție. Păi știu, am înțeles, nu e clar că am înțeles. Scuză-mă. Dar eu nu m-am adus singur la poliție. Hă? Ia să judică puțin. Ce să caut eu la poliție, singur? Singur. Și fetițele, curvele? Domnul procuror, să știți că nu are nici acte. De fapt, ați întrebat și asta, și dumneavoastră asta mai departe. Păi le-am acte de-aia, că mi le fură. Eu nu umblu cu actii la mine, că mi le fură. Eu nu m-am legitimitat niciodată. La nicio poliție. Păi în cazul ăsta, ați cam încurcat-o, domnule. Păi da ce, că eu sunt un om cistit. Eu plătesc impozite. Amenzi chiar. Dați un telefon acasă să vă aducă cineva actele. Uite ce propunere am eu. Să dați mie dumneavoastră cu șica,
Și eu mă duc până acasă și mâine dimineață, la prima oră, vin cu altii. Nu se poate. Nu pot să fac așa ceva. Mai bine ia spuneți-mi, ce ziceați de fetițele alea? Îi vorbeam și eu direct de fetiții mele care le am. Am două fetițe care face cât mii, sute chiar, de fetiței. Menodora e una și Roza e aia altă. Băi, ne lași tu, voiați să ne trimiți la curve. Nu, no, am glumit, da, șef, șef, ia uitați câtă aură are pe el. De unde ai tu, mă, aurul ăsta? Ai furat, nu? Ce să fur? N-am furat nimic, bă. Eu n-am furat, eu am muncit o viață întreagă. Și eu și familia mea am muncit de ne-a rupt în gură. De exemplu, odată am cărat o roabă. Și de acolo ai toată aur pe tine, nu? Ei, da, aur, treci. Dar e chiar aur sau nu? Să fie aur. Procuroare, ce vrei? E așa, aici, în Bucureștiul ăsta plin de țigași, de borfași. Cine umplă cu aur la el? E de alamă. A lăstruit-o eu frumos și arată bine, nu? Mai înțeleg. Spuneți-mi și mie până la urmă, ce-i cu omul ăsta? De ce a venit aici? Ce vrea de la noi? Spuneți-mi și mie, că mai zic cazacul odată, ce e? Lăutaru, să trăiți. Zi! Spune eu, procuroare! Spune. Hai să spun eu. Spune că te-am spus. El nu știe că n-a fost de la început. Deci eu circolam cu șoferul meu cu o viteză absolut legală. Așa. În drum spre un spital. Aha. Deci ai șofer, a? Da. Și cu ce plătești, mă rog, șoferul? A, nu, că nu e șofer. Adică e un nepot. Adică e șofer nepot. Și nici nu e al meu. E un băiat amărât săracul de el. A născut nevasta gemeni de aia triuleți. Hai, las-o cu gemenii. De deci, două ori. Zici că erai cu nepotul ăsta, da? Da, așa, eram cu el. Și mi s-a făcut rău. Dar cercolam așa, mi s-a făcut rău de la claxoanii care era în trafic și am căzut de mașină. Și m-am bulucit așa peste un biciclist orb. Și biciclistul era orb? Care biciclist? Ăla peste care te-ai prăbușit. Păi de unde să știu eu, că eu sunt orb. Eu nu văd cine e orb și cine nu e orb. Poate toți aceia e orb și eu nu-i văd că e orb. Și iau așa de sănătoși. Gata, gata. Dar să știu eu care e urb și care nu e urb. Gata. Că nu văd nimic. Bine, am înțeles. Nevastă ai? O, da. Am o nevastă serioasă, om de afaceri. Te rog eu frumos, pune mâna pe telefon, sună-o să-ți aducă actele. Sau sună la nepotul ăla, sau la șoferul, sau la biciclistul orb, sau la ăla care nu era orb. Te rog eu frumos, sună pe cineva să-ți aducă actele odată că nu mai pot. Suni sau nu suni? Mă gândesc. Tu știi de câte ori am vorbit cu Don Tito că ești un țigan împuțit și nu meriți nici resturi? Don Tito nu gândea așa. Eram omul lui. Tu ai făcut pe noi să călcăm principiile și să ucidem carabinierii. Înțelege, dracului, că n-am trădat, jur, pe viața copiilor mei. N-am trădat. Care sunt ca și morții? Antonio. Uită-te în ochii mei. Am stat 6 luni în cabana aia, cu tine. Când să vă trădez? Când? E vera. Dar tu tot timpul coborai în sat. Și cu ce dracu mă întorceam? În care băutură? Certo. Atunci ai trădat. Sună-l pe Don Tito. Vreau să vorbesc cu el acum. Don Tito nu mai vrea să vorbească cu tine. Știi ce înseamnă asta? Înseamnă că ești mort. Vreau să-i spun lui Don Tito ceva ce nu pot să-i spun decât lui. Don Tito nu vrea să mai audă nimic de la tine. Ce-i asta, mă? Nu știu, fă. Băi, eu zic că e o bombă. Hai,
Oprește-te, ce bombă? Cine ce are cu bulibaștea sau cu neaurică să pună acele și bombă? Nu crezi, mă! Tu de unde știi, mă? Am văzut eu, mă, într-un film. Trebuie să avem grijă, că asta e din aia care explodează și sare așa ca artificii. Să mor turelele, că nu o punem pe foc să facă ca artificii. Deci dacă murim? Dacă murim, murim cu artificii! Eu murim cu artificii! Mor tu, mă, dacă ne... Dar nu... Nu-ți mai fac pentru tine, mămică, Stivene, că m-a luat și gura pe dinainte. Toate, toate astea pentru tine. Ala, care are el guriță. Hai, da, gata. Desface șampanile, cam așa un dor pe suflet. Dă mar de rău, dă tot o jale mare. Hai, desface șampanile, că nu mai pot. Hai că am pierdut vremea. Gata. S-a furat ca multe, hai la treabă. Hai. Tu vrea și mai treci. O, săraca Romica, Dumnezeu să iute că bine le mai zicea. Uite că sună tăticul. Vorbește că sună tăticul. Vorbește că sună la telefon. Răspunde la telefon, că e tăticul. Dar ai spus el de telefon care mă destorbează de la romantismul care-i pe mine acum. Tătătică, tu merg de mie acum așa? Chirar al dreacu, că dacă nu ți-l arunc, când de ce ți-l arunc? Aoleo! Când mă simțeam și eu acum ca la 18 ani, că pe mine nu m-a dus mă nimina și pe mine pe la hoteluri, pe la luxul luxului. Uite că mi s-a aprins capul de nervi. Că m-a dus să mă bag în spumii limării. Care avem acelea? Vii și tu. Nu, nu, eu stau de fac șampanie. Da, fii mai târziu, da? Te aștept. Alo, da. Alo. Da. Flacăra. Cine? Flacăra, flacăra. Alo. Alo. Ce faci, mă? Nu răspunde. Era un băiat cu voce așa strânsă. Cred că e bătăgarul ăla. Nu. Așează la loc pe scaun. Aici, aici. Dar știi ce poprâne am eu iar? Mm. Uite, dați mie un chen de sforă de aici până acasă și eu mă întorc pe ea cu actin. Bă, ți-am zis, nu se poate. Deci nu pleci din secția asta fără acte. Să fie clar. Mai sună la nevastă ta odată. Și ca doctor, și ca procuror, ești turc. Fără descremenare, tu n-auzi că nu răspunde? Nu că răspunde bodyguardul ăla mic? Nu răspunde, nu pleci. Până nu răspunde, nu pleci din secția asta. Bine, nu plec. Dar să știți așa. Ia zi, cât e ceasul? Păi e... Nu, nu la rabla aia ta. Zi la ceasul meu. E, uite-te aici, dacă trece 3 ore și nu m-am făcut tratamentul, eu intru în criză. Eu fac criză de-aia de și leșin. Și eu vă dau și judicată, mă. Hai, lasă-mă că nu m-am născut ieri, da? Băi, nene, eu te dau judicată, nu pe penal, mă. Te dau pe civil. Și dacă nu, jupoi pelea de pe voi. Ați înțeles? Că n-ați avut grijă de un om bolnav. Care poate să moară în orice clipă din cauza că n-are tratamentul la el. Că voi mă trebuie să luau. Ce rău! Ce rău nu este! Hai de mine! Hai de mine! Hai de mine! Iar nu-i făcut. Au luat-o, că e rău.
Chiar mi-e rău de tot. Chiar mi-e rău de tot. Vață și duceți-l la spital, nu vreau să-l am pe conștiință. Să facem odată ce-i de făcut! Ce dracu ai bai înăguit, bă? Termină, mă! Eu îl omor pe ăsta, nu tu. Hai, hai. Hai. Destul l-am căutat. Ce te hotărăște așa? Îmi pui că mă dracu odat! Don Tito a ordonat să mori în cer. Și-ți mai spun ceva. După ce terminăm treburile aici, mergem la femeia ta și o trimitem după tine. Știm că e gravidă. Nimeni din neamul tău de țigani nu o să trăiască. Nu mai rezist, gata, nu mai rezist! Nu mai rezist! Mă dau cu voi! Luați-mă cu voi, vă leg eu frumos! Luați-mă cu voi! Nu mai rezist, mă dau de partea voastră! Angajă-o! Dragi, dragi, cu tingura aia! Nu, 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 fac ce vreți voi, credeți-mă, vă jur, pe ce-am mai spus, că fac numai ce vreți voi! Băi, ia-mă mâna de acolo! Roosevelt, băi, nu mai pune mâna, ia mâna de acolo. Vitamină. De ce mă dau? Ia mâna de acolo. Ce? Ce piată. Doamne Dumnezeule, ce caută obuzul ăsta aici? Ce zici, fă? Dați-vă la o parte, dați-vă la o parte, nu mai puneți mâna pe ea, că poate să explodeze. Lasă-mă de acolo. Aduceți niște apă, să stingem focul ăsta, nu-l mai mișcați. Bagă repede, bagă repede. Cine l-a adus aici? Prelu, că ai scăie de nou! Bă, dacă îți dau pumnul în cap, cine a zis că te dau? Ce-ai spus la cap? Dau pumnul în cap de mor! Bă, hai să mă tragi pe mâini, că-mi e rău. Bă, Rodu, dar m-ai speriat. De ce dracu nu dorm la ora asta? Că nu mi-am terminat treaba. Afă, nu m-am mințit după mine. Recunoaște că l-așteptai pe Andrălău. Nu așteptam pe nimeni, ți-am zis, nu mi-am terminat treaba. Dar chiar Don unde e? Fă, tu mă întreb pe mine de Don și ți-e gândul la ăla. Curvă. Stai, fă, că mă doare, ce dracu faci, fă! Fă, tu mă faci pe mine curvă? Dar tu n-ai fost curvă când ai plecat cu negru ăla? Fă! Să nu te mai iei în viața ta câte zile ai avea pe pământul ăsta de ăla. Ăla e mort, fă, nenorocitul. Că praful de mine, nu fac ce vreți voi! Da, să te rog eu frumos, nu mai! Nu! Nu mi-a tratat, bă, tata! Jur! Jur pe cea mai sfânt! Că eu nu v-am trădat! Eu nu v-am trădat! Eu sunt om bun, am suflet bun și fac ce vrei tu pentru tine! Omor pe cine vrei tu! Fac ce vrei tu! Să moară toată familia mea! Dacă eu o să vă fac vouă probleme, puteți să faceți ce vreți voi, nu mai țineți-mă în viață! Să mă luați cu voi acolo în Italia! Vă rog eu frumos! Nu mă chinuiți! Vrei să nu mori? Da, vrei să nu mori? Da, vreau să nu mor, da! Turăște-te ca un șarpe! Asta. Dacă și Antonucci ar face la fel, poate ne mai gândim. În genunchi. Hai. Roagă-mă să te iert. Hai, în genunchi. Jur că nu v-am trădat! Jur pe onoarea mea! În genunchi. Ai pus carabinierii din Palermo pe noi. Don Tito nu accepta asta. Hai! În genunchi.